Doamnelor și domnilor, bună seara! La mulți ani tuturor celor care își sărbează ziua numelui astăzi! Credincioșii ortodoxi au sărbătorit astăzi pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Sărbătoarea este strâns legată de taina și puterea Sfintei Cruci, semnul central al religiei creștine. În fiecare an, pe 21 mai, îi sărbătorim pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Sfântul Constantin cel Mare a fost împărat roman. Datorită acestuia, persecuțiile împotriva creștinilor au încetat. A dăruit libertatea de credință tuturor oamenilor și a promovat creștinismul. A fost primul împărat roman pe care apropiații lui l-au surprins rugându-se și postind. Constantin cel Mare a interzis răstignirea ca modalitate de execuție și abandonarea copiilor mici. Reușește să pună în legislație morala creștină. Sfântul Constantin cel Mare a trecut la cele veșnice pe 22 mai în anul 337 și a fost înmormântat în biserica Sfinții Apostoli din Constantinopol, ctitoria sa. Sfânta Elena, mama lui Constantin, a fost o creștină evlavioasă, reușind să ridice numeroase lăcașuri de cult, dintre care menționăm Biserica Învierii Domnului, zidită lângă Sfântul Mormânt, Biserica din Ghețimani, precum și alte 18 lăcașuri de cult. Părticele din moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena se găsesc și la Catedrala Patriarhală din București. În calendarul popular, sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este o sărbătoare a păsărilor de pădure, numită Constantin Graur sau Constantinul Puiilor. Tradiția populară ne spune că în această zi păsările de pădure își învață puii să zboare. Podgorenii respectă ziua de Constantin Graur în ideea că dacă vor munci, graurile vor distruge strugurii. Ziua de Sfântul Constantin și Elena este ziua în care păstorii hotărăsc cine le va fi baci, unde vor amplasa stânele și cine le va păzi pe timpul pășunatului. Femeile, pentru a alunga duhurile rele și necurate, tămâie și stropesc cu aghiazmă, pentru a se apăra de forțe malefice. Mulți agricultori nu lucrează pentru a evita pagubele aduse holdelor de păsările cerului. În unele regiuni ale țării este ultima zi în care se mai poate semăna porumb, ovăz și mei, deoarece în popor se vorbește că tot ce se seamănă după această zi se va usca. Colegiul Pedagogic din Focșani a fost astăzi în sărbătoare. Unitatea de învățământ a împlinit 150 de ani de la înființare. Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret din Focșani sărbătorește împlinirea 150 de ani de învățământ pedagogic vrâncean printr-o serie de manifestări care se vor desfășura pe parcursul a două zile. Astăzi, unitatea a avut oaspeți de seamă, printre care foști elevi și foste cadre didactice, dar și reprezentanți ai Ministerului Învățământului. Astăzi este o zi foarte importantă pentru noi, profesorii și elevii din Colegiul Pedagogic Spiru Haret, Focșani. Școala noastră împlinește astăzi 150 de ani de existență, 150 de ani de încercări, 150 de generații. Noi, cei de astăzi, elevi și profesori, reprezentăm generația 150. Cred că și dumneavoastră, mă refer în principal la colegii mei din țară, profesori și directori din școlile pedagogice, și școala noastră a împărtășit cam aceeași istorie tumultoasă, uneori dramatică, bănuiesc ca și alte școli din țară. Pentru că am traversat etape în care învățământul pedagogic însemna ceva în comunitate și etape în care învățământul pedagogic era desființat. Am rezistat, deci și noi alături de dumneavoastră. În școala noastră a primit certificatul acela de înființare în anul 1869. Mai târziu a primit numele Principele Carol. A traversat mai multe etape și mai multe sedii, locații. Deci, dar iată-ne, am rezistat în timp și avem astăzi o echipă foarte frumoasă și performantă. Astăzi școala noastră, la cea de 150-a aniversare, are un corp profesoral de elită, 6 doctori, majoritatea cu masterate, experți, metodiști majoritatea, de asemenea profesori asociați ai unor instituții universitare. Mă bucur să revin în liceul acesta și mă bucur să revin într-un context în care liceul este în sărbătoare și în care am putut afla cu toți, se numără rezultatele numeroase din categoria rezultatelor de excepție
pe care am spus și în urmă cu niște ani, într-o iarnă, când am venit aici la Focșani, eu le consider rezultate definitorii pentru un liceu de elită. Și am spus atunci, și o repet și acum, și n-am încetat să cred acest lucru, că liceele pedagogice sunt în categoria liceelor de elită, nu numai pentru faptul că s-au chemat cândva școli normale și pentru că au fost calea, drumul către adevăr al școlii românești, ci și pentru faptul că au avut o misiune foarte grea, aceea de a-și onora statutul. Cu aceeași ocazie, Unitatea de Învățământ a primit și o distincție din partea Asociației Naționale a Liceelor și Colegiilor din România. La aniversare, ca la orice aniversare, nu venim cu torba goală, nu venim cu mâna goală. Doamnă director, am venit cu 23 de colegi care reprezintă 23 de instituții asemănătoare cu instituția pe care o conduceți și sper că mai aveți și alt slide, nu? Da. Și dacă am uiți pe cineva... Și din partea Asociației Naționale a Colegiilor și Liceilor Pedagogice o diploma aniversară, se numește diploma Spirul Valet Focșani 150, se acordă Colegiului Național Pedagogic Spirul Valet din Focșani cu ocazia aniversării a 150 de ani de învățământ pedagogic preuniversitar românesc. Prezenta diplomă este însoțită de medalia aniversară Spirul Valet 150. Aceasta este diploma, medalia aniversară. Și ceva specific pentru învățământ. Un set de stilou și pix din lemn de cireș cu spiețile pentru directoare. Mulțumesc încă o dată. Deci ați să nu ceară nimeni să ascultă. Două cuvinte mai vreau să spun în legătură cu cei care astăzi susțin că liceele pedagogice sunt de domeniul trecutului. Inclusiv în Ministerul Educației avem directori, nu e cazul doamnei Petrache, care este susținătoarea noastră alături de doamna ministru, inclusiv între universitare și dumneavoastră majoritatea știți că din 2000 sunt și eu profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, deci susțin că nu mai avem nevoie astăzi, sau avem nevoie astăzi, de învățători cu studii superioare. Superbă idee, excelentă idee, dar uite să spună că acești studenți sau acești viitori profesori, dacă pot trece și prin liceul pedagogic, atunci e un lucru cu adevărat excepțional. E un lucru recunoscut și nu e cazul să o spunem noi. Când am sărbătorit la Cluj și noi 140 de ani mai de mult, președintele Academiei spunea ca să poți deveni academician trebuie să ai un învățător bun. Noi spunem ca să poți deveni om, trebuie să ai un învățător bun, nu neapărat academician. Mâine va avea loc la Ateneul Popular conferința națională Ecoul Plurilingvismului prin Interculturalitate. Luna mai este denumită și Luna Promovării Economiei Sociale. În acest sens, angajații Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea vor organiza întâlniri între specialiști din domeniu și reprezentanții ONG-urilor, ai angajatorilor și ai autorităților locale. Conform legii 219 din 2015 privind economia socială, luna mai a fiecărui an este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acțiuni de mediatizare a acestui domeniu, având ca scop dezvoltarea locală și cetățenia activă, cooperarea și solidaritatea socială. Luna mai este denumită și luna promovării economiei sociale. În cadrul de promovare a economiei sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va desfășura la nivel național, prin intermediul instituțiilor subordonate, acțiuni de tipul mese rotunde, seminarii, întâlniri, prin care să se asigure cadrul de dialog între specialiștii din domeniu, factori interesați, adică reprezentanții ONG-urilor, ai angajatorilor și ai autorităților locale, care pot sprijini dezvoltarea acestui sector și va emite comunicate de presă.
Economia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, desfășurate prin întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități sau interesele personale nepatrimoniale prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil. Întreprinderile sociale de inserție pot beneficia de mai multe facilități din partea autorităților administrației publice locale, iar cele care angajează tineri cu risc de marginalizare socială beneficiază lunar de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor. Întreprinderile sociale de inserție care angajează tineri cu risc de marginalizare socială, conform legii numărul 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază lunar de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 4 ori valoarea indicatorului social de referință, adică 2000 de lei, 4 ori 500, 2000 de lei, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru fiecare persoană din această categorie, până la expirarea duratei contractului de solidaritate. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea va desfășura, începând cu 31 mai și până în luna decembrie, programul Școala Părinților. Proiectul a luat ființă ca urmare a solicitărilor venite din partea părinților care au întâmpinat dificultăți în relația cu proprii copii. Potrivit unui comunicat de presă al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, programul Școala Părinților este inițiativa Centrului Comunitar Copii cu Dizabilități Focșani, structura aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Programul, ce urmează a fi desfășurat în perioada 31 mai-20 decembrie, urmărește reducerea semnificativă a situațiilor de impas parental și a dificultăților aferente în cadrul relației părinte-copil, în special în situațiile copiilor cu deviații comportamentale cauzate de traversarea perioadei de pubertate, dar și a copiilor cu dificultăți de adaptare școlară sau de altă natură. Ideea acestui proiect pleacă de la faptul că la nivelul Direcției pentru Protecția Copilului apar în mod constant solicitări ale părinților pentru a fi sprijiniți în a face față dificultăților pe care le întâmpină în relația cu proprii copii sau pentru a solicita intervenția specialiștilor în rezolvarea unor probleme pe care le au copiii. S-a constatat că tot mai mulți părinți întâmpină dificultăți în relația cu copiii, acest lucru repercutându-se asupra dezvoltării copiilor, asupra adaptărilor școlare și a performanțelor. Aceste solicitări și demersurile făcute de către serviciile în cauză au evidențiat faptul că orice intervenție pentru a avea succes nu poate fi făcută decât cu implicarea directă și asumată a părinților. Familia reprezintă primul cadru educațional din viața copilului și prezența ei constantă în timp în susținerea copilului îi asigură statutul de a fi și cea mai importantă. De aceea, pentru a putea asigura copiilor premise educative valoroase, trebuie în primul rând ca familia să poată furniza un model valabil și bun. Workshopurile planificate în cadrul acestui program vor oferi cadrul unui grup de suport și de identificare de soluții. Cu alte cuvinte, părinții vor primi constant informații și vor beneficia de consiliere permanentă privind instrumentele de prevenire și de soluționare a diferitelor tipuri de probleme apărute în relația copil-părinte. Fiecare copil este unic și are ritmul său propriu de dezvoltare. La rândul său, fiecare părinte este unic. Părinții trebuie să învețe să-și cunoască copilul și personalitatea lui și să răspundă individualizat nevoilor sale. Participarea la un program de educație parentală nu trebuie etichetată ca o lipsă a abilităților parentale, ci trebuie privită ca un lucru realizat din dorința de îmbunătățire și dezvoltare a competențelor parentale. Pentru înscrieri sau detalii suplimentare, vă puteți adresa Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Dizabilități Vrancea, DGASPC Vrancea, cu sediul în Focșani, strada Cuza Vodă, numărul 52, sau la telefon 0237 626 766. Accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Fluturii trăiesc doar o zi este titlul unui spectacol de jazz și poezie care va avea loc luna aceasta la Ateneul Popular din Focșani. Prețul unui bilet este de 30 de lei. Tânărul artist focșenan Adrian Simion Trafa și prietenii săi muzicieni vor pune în scenă spectacolul Fluturii trăiesc doar o zi. Evenimentul va avea loc la Ateneul Popular din Focșani în data de 24 mai cu începere de la ora 19. Alături de Adrian Trafa se vor afla muzicienii Sebastian Lupaș cu Teodora Emilia și Eduard Mihai.
Vrem să aducem un spectacol de jazz, blues, pian, saxofon, vioară, chitară, improvizații muzicale și teatru. Așa cum am spus noi, eu împreună cu studenții de la conservator, frumosul are locul lui. De data asta îl găsim la Ateneu, vă aștept cu brațele deschise și este un spectacol care ceartă și iubește realitatea în același timp. Prețul biletului care este? 30 de lei. Ne-am gândit la organizarea acestui eveniment și am zis că fiind un eveniment mai select, să se bucure cât mai mulți oameni și de asta am și ales această opțiune să nu fie un preț exagerat. Pentru că nu este un spectacol pentru preț, este un spectacol pentru oameni. Prima înfrângere din campionatul Superligii Vrancea la fotbal pentru gruparea Mausoleul Mărășești. În weekend, liderul din play-off a pierdut pe terenul formației FC Panciu. Etapa 11-a play-off-ului Superligii Vrancea la fotbal a adus prima înfrângere în contul liderului ACS Mausoleul Mărășești. De această înfrângere nu a profitat însă principala sa urmăritoare, Sportul Ciorăști, care nu a scos decât un rezultat de egalitate la Gugești. Iată rezultatele complete ale partidelor din weekend. FC Panciu, ACS Mausoleul Mărășești 2-1. Victoria Gugești, Sportul Ciorăști 3-3. Voința Cârligele, FCM Ajut 3-0. Unirea Țifești, Tractorul Nenești 1-0. Cu 3 etape înainte de finalul campionatului județean, ACS Mausoleul Mărășești păstrează o distanță importantă în fruntea clasamentului. Are 28 de puncte, în timp ce ocupanta locului secund, Sportul Ciorăști, are 24 de puncte. Urmează FC Panciu cu 20 de puncte și Unirea Țifești cu 19 puncte. Echipa de basket sub 16 ani a LPS CSM 2007 Focșani a participat la Final Four-ul campionatului național, după ce obținuse calificarea în turneul final de la Focșani din urmă cu o săptămână. În final, echipa antrenată de profesorul Mihai Petruț s-a clasat pe locul 4. În ultimul act al competiției care a avut loc la Cluj-Napoca, elevii profesorilor Petruț Mihai și Florin Muntanu au fost întrecuți de CSU Știința București cu 90-68, iar duminică, în jocul pentru locurile 3-4, au pierdut cu 76-34. Meciul cu Steaua a fost echilibrat până în sfertul al treilea, când bucureștenii, cu o bancă de schimb mult mai valoroasă decât a focșenilor, au profitat de oboseala acumulată de jucătorii de bază ai acestora și s-au distanțat decisiv. Eforturile făcute de basketbaliștii Focșaniului în ultimul sfert nu au putut reduce diferența de 10 puncte, cât era după 3 sferturi. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cerul va fi însorit, vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor încadra între 12 și 14 grade Celsius, iar cele maxime între 23 și 25 de grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!